Hai că bună seara, frații mei! În acest video o să vorbim despre ambalaje și o să o să rectific video acela în care este diferența dintre un ambalaj de 70-80, așa, pentru 70-80 cm3 și ambalaj pentru 50. Și acela a fost un video destul de bun și ambalajul acela care l-am recomandat atunci era destul de bun, dar în comparație cu ambalajul ăsta ce o să vă arăt acum și comparațiile astea, da, este o mare diferență. Din păcate, aceste ambelaje pentru 70 sau 80 se găsesc mai greoi, dar uh, sunt și scumpe, peste 7-8 milioane, deci 700-800 de lei, hai să nu vorbesc și eu băbește. Așa, și în plus, da, sunt foarte rezistente. De exemplu, acest ambelaj este de 50 și este gol aici, vedeți, este gol aici, Bela nu are nicio gaură, nimic, măcar aici dacă avea era bine și biela asta este turnată. Domne ferește, acum cumperi un set Polini, ai toate, toate, toate alea, ai pus roale un pic mai ușoare și, doamne ferește, cumva se rupe biela. Se rupe biela și sparge tot setul. Poate și rulumenții, poate și carterul, poate depinde la ce viteză. Și ți l au făcut praf. Iar acesta, v-am mai arătat într-un video anterior, este pentru seturile de 70 de cm 3 Este un ambiela la scala sa model ce l-a folosit pe Yamaha Joc. Este cu prevăzut cu două găuri pentru ungerea rulmentului cu ace de la set motor, coliviei, și este prevăzut cu această tăietură pentru ungerea uh, coliviei, adică rulmentului adică rulumentului cu ace dinăuntru uh, adică lui în plus că este plin, vedeți, este plin, iar despre bielă, biela este de oțel, această bielă dacă se și întâmplă ceva, problema este că nu se rupe, se îndoaie, poate ați văzut și exemplele care mă urmăriți pe mine și nu am nimic, așa, cu sam model dar este un om de calitate și face videoclipuri de calitate, hai să recunoaștem, este un exemplu pentru toți. Și dacă ați văzut, el a pățit așa ceva și a îndoit biela, deci nu s-o rupt, s-o îndoit, pe când această turnată, clar că se va rupe. Și vedeți și diferența, este și mai subțirică un pic și aici în carne este mai subțirică nu are nici supliment pentru ungere, ceea ce asta o să ofere mult mai multă durată rulmentului cu ace și set motorului pentru că nu se va rupe rulmentul cu ace și nu veți avea probleme cu acele și spark set motorul și zgârie, și așa că vă dați seama cum pe un set motor scump și îți face o asemenea dambla nu ți mai trebuie. No, diferența în plus se face aici că cei, cele pentru 70 sunt pline din fier iar acestea sunt lipsite. Deci E lipsa aici. E clar de. Uh, să vă dați seama.